Zice, eu ușca, zice, a zis mama, zice, păi, nu mai ai ce căuta aici, mai ales bogații ăștia. Aia să uită și la lău dacă dă la cineva. Mai repede de un om sărac decât unul îmbrăcat așa, țanțoș, ghiuluș, lanțe. Aia nu. Cea mai mare dorință mea, din mine a fost unul mai scurt. Că am suferit destul, nu? Deci pe mine m-a prins, pac, așa, într-o mașină, și motorul de tăiat lemne. Cât ești eu, Jean? Câți ani aveți? 67. Am împlinit. Doamne ferește, deja m-am plictisit. De 30 de ani sunt pe stradă, din 1993. Am fost plecat în Danemarca la lucru și de acolo ne-a dat afară că n-am o deschidere decât pe 6 luni. În Danemarca, în Copenhaga, am lucrat. Ce ați lucrat acolo? La un autoserviz, la vulcanizare. Am fost 2 ani și 8 luni acolo, în Copenhaga. Acolo era fain, azil, 3 mese pe zi, hainele ți le spăla, sau dacă, nu știu, îți dădea altele. Oamenii mai civilizați ca românii. Și mulțumesc. Și m-am plimbat, eram cu un băiat din Reșița. Plecam pe stradă și, oho, un echipaj de ăsta ca ne-a oprit, ne-a legitimat, opa, expirat. De 2 ani și ceva a fost expirat dreptul de ședere în Copenhaga, în Danemarca. M-am dus la aeroport, Bucarest, Nao, Budapest. Vorbiți engleză un pic? Mai nu te-a vorbit cu o doamnă bătrână. Dar acolo se vorbește germană, engleză, italiană, italiană și aproape perfect. Ei, mie mi-i piacea cu la lingua, nu? Părinții mei au murit, dar eu eram plecat atunci în Danemarca, în 90. Dar atunci ne-a dat afară, în 93. Ok. Din Copenhaga, am lucrat la un autoserviz, fain. Eu la vulcanizare. Și am schimbat de la mașină, poc, poc, în câteva secunde luam, puneam pe ăla tu. Deja am avut experiență mare. Acolo altfel se lucrează, nu ca aici. Și câștigam de foarte bine. Și zice că era 50 de lei pe o săptămână aproape. Și tot îl hărțuia. Hai mă, mișcă-te mă, dar nu mai sta, dar fă mai repede mă, dar bă, numai atât ai făcut. Deci, dar mai ne băgam buzunar, ne dădea ciubuc, no. Proprietarii mașinilor. Ieșeam la 6-7.000 de coroane pe lună. Ala, eu când am venit acasă, când am dat afară, am avut 5.800 de dolari americani în buzunar. Așa am venit acasă, m-am dus la maică, mi-a stat în Nufru, pe strada Bumbacului. Și băiatul lui sora mea era un șmecheraș. Până am avut bani, eram bine. Într-o zi când m-am dus acasă, zice că a zis mama că să nu mai vii aici, că mereu vii beat. Și așa mai departe. Mai bine. No, de atunci ați pe stradă. Asta a fost în martie 93. Mai ales bogații ăștia. Aia se uită și la lău dacă îl dă la cineva. Așa. Păi și eu stau aici, stau pe scări, mai repede de un om sărac decât unul îmbrăcat așa, țanțoș, ghiuluș, lanțe. Aia nu. Așa-i, pentru că ăștia săraci știu. Da. Ce treceți, aia bogați nu știu pentru că nu... Nu au încă soarta noastră. Exact. Ei, și eu, pe care nu bea. No. Da, ați băut că ați fost așa într-un cerc de asta mai negativ sau? Nu, am lucrat cu mașinile tăiat lemne și acolo eram numai beții. Pe bune, așa a fost. Așa v-ați învățat. Da. Când mergeam dimineața la lucru, măcar cât ai? Atât. Na, hai să luăm jumătate de vodcă. Da, m-am avut prieteni care dormeau pe afară.
M-am dus cu el. Și era să fac. Și ați dormit pe afară mult timp, așa? Păi, de atunci și până acum. Și unde ați, unde dormiți de obicei? Sau unde? Acum, acum sunt un balcon cu un sătmărean. Pe la județean, pe la spitalul județean. Da, avem acolo un balcon foarte mare, avem sartele, amândoi, pături, avem, da, ce nu se bă. Mai stau pe aici, mă mai duc, mai caut în tumbroane de gunoi, mai găsesc mâncare, mai găsesc unata, mai îmi dă oamenii, mai nu. Ați avut vreodată zile în care n-ați găsit mâncare sau? Da, nu odată. Și ce ați făcut? Ca cum m-am descurcat și atunci. Au fost zile când n-am mâncat 4 zile. Și la picior ce ați făcut? Am împins motorul, că aveam motor de la pe care împingeam noi. Și a venit un brașovean cu un Opel, era mor de beat la volan și a intrat în noi din spate și pe mine m-a prins pac, așa între mașină și motorul de tăiat lemne. Și tot mi-a băgat fiare, șurubul, nu știu ce, era plin de viermi, era curgea. A trebuit să taie. Asta a fost în 2000, în 12 mai. De 23 de ani. Deci, practic, și pentru asta n-ați mai lucrat, pentru că nu mai puteți să faceți prea multe fără un picior, așa e? Efort? Nimic. Zic mersi dacă pot pleca. Care e cea mai mare dorință noastră în viața asta? Acum? Da. Nimic, doamne, am 67 de ani. Cea mai mare dorință mea, dimineața sunt mai scurt. Că am suferit destul, nu? De 23 de ani pe un picior, am făcut pățul balcoane. Nu? Păi atunci, ce dorință să am eu? Asta uite, eu am ceva micut să vă dau. Asta? Și... Thank you for listening to Joseph's story. Please like and share this video to give underprivileged people a stronger voice. And if you want to support this project in any way, you can do it at movdeo.com. I hope to see you again next week.